Nicola. Nicola Pepe. Nicola. Nicola. Salut, oameni buni. Bine ați venit la un nou episod din Cariera cu Băse la Arsenal alături de Călin. Salut, Călin. Ai venit echipat astăzi. Iată, tricou oficial, original. Original, de la sponsorii de la Arsenal. Pe care nu știu dacă putem să-i zicem, dar... Nu. Product placement. Sponsorizați-ne. Sponsor-me. Aduceți-ne să avem aici mărci într-una, să avem în spate un logo așa mare, frumos, luminat. N-ar fi rău deloc. Fraților, e decembrie 2019, avem meci cu Chelsea. Mm-hmm. Se închide anul. Uh-huh. La mulți ani 2020 cu United de pentru ianuarie. Da, deci vom avea un episod incendiar. Două meciuri foarte tari și probabil că și niște transferuri pe acolo. Astfel, 1 ianuarie, băgăm și noi acolo de Revelion o șampanie, o așa, da? Dimineață, repede trezirea, la plimbare cu băieții la mall. La mall. La mall. La mall. Și după aia la meci. Sau la outlet, că poate facem transferuri mai ieftine. Ei. Dar începem puternic, pentru că suntem pe 4. Cum ne place nouă? Am arătat 5. Nu știu, 4. Loc de Champions League, la un punct de Leicester, la 13 puncte de Liverpool, dar suntem aproape de ei. Se poate. Bă, se e în cursă. Știi cum e? Nu-i dă nimeni șanse, da? Nimeni nu-i dă șanse. Și nu știi niciodată, Bang lovește. Da. Vom simula cu Everton. Hai să băgăm 4-2-3-1 ăla. Da, și să sperăm că batem, pentru că... E important. Păi stăm atât de bine. Uite unde-i Spurs. Da. Mourinho out-ul. La 6 puncte de Băse. Da. A, deplasare, fii atent că... Vrei să o simulăm din calendar? Sau? Nu, hai să facem așa. Hai mă, băieți. A, o înfrângere, uite. Liverpool 3-0, United 4-0. Hai mă. Nicola Pepe? Nicola. Nicola Pepe? Nicola... Tierney! Da, mă, 1-0, nu pot să cred, chiar 0. Am bătut! Chiar am bătut, deci nu pot să cred. Puteam... Deci vedeam acolo, 1-1, 0-0. Se schimbă norocul, încet, încet. Iată-ne, iată-ne pe 3! Da, mă, top 3! Top 3, frate! Ăsta, da. Top 3 și... Se antrenează băieții. Se antrenează băieții, 90 Sancho. Da. Deja ajunge Messi. Da. Încă puțin. Bam, bam, bam. Pac, pac, bang, Messi. Pac, pac, pac. Bam, Messi. Pac, like. Mustafi, de ce nu joacă? Că ești slab, nu joci, Mustafi. Da. Cu Băse te pui? Cu Băse te pui? La Băse în birou? El pe telefoane cu astea? Te trimite la balta albă. S-a rupt Kimpembe. Cât? Asta nu mai l-ai văzut. Dar va intra Mustafi. Socrates. Ăla nu intră, mă, după ce se plânge, mai bagă pe holding, nu-l pune, sau pe Chambers. Lasă-l pe bancă să vadă cum joacă alții și el nu joacă. Okay. Da, 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 you're not running the keep show. Working up. De ce-l superi, mă, pe el? Bă, dar îl vindem, șapte okay. zile. Mustafi, stă, ne zice nouă ce facem, ce nu facem. Bun, Bournemouth simulare. Băi, Bournemouth sunt jos, au, iată, înfrângere cu Burnley 3-0. Liverpool s-a chinuit cu ei, da. Dar totuși, dacă am putut Everton, hai să fie bine. Da, mă! 3-0, dar s-a rupt verigă. Aoleu. Dar vezi că a dat Sebaios două. Două, bă, ceva tine. Și încă un gol Tierney. Panțăru? Alfonso Davies? Panțăru? 3 luni. 3 luni. Da. O, da. Și acum e fix înainte meciul cu Chelsea, care... E foarte important și joacă Ainsley Maitland-Niles, cred. Sau Cedric? Cred că jucăm cu... Stai să vedem care are cel mai mult. Metal Knights. Da, asta, asta măcar are viteză. Da, da, da. Și vom întâlni, va fi duel Băse Lampard. Băse Lampard. Care știi că a fost la București, lampardizat? Da, 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 da. Nici n-a mișcat. Nici n-a mișcat, cum se miște? Cu cine se miște, mă, cu Pintili și cu Borcea, nu se miște. Păi da. Și acum e Lampard cu Băse, adică da. E întâlnire mare. Plouă la Londra, în London Derby. London Derby. Și auto-l pe Kante. Ah, Kante? Să fie oare, să fie oare o da, țintă, da, da, o țintă? Da. E... Uite-l pe, e dacă nu mai știu, cred că e Patrick Vieira, nu cred că e... Crezi? Sau Titi? Campbell? Deci ar fi, da, e Campbell, wow. Campbell? Wow, e Campbell, da. Da, Saul Campbell. Da, credeam că părea a fi mai de atac. Băi, dacă te-au lucrat băieții la asta, nu mai... Wow! Oh, nu! Mamă, ce meci avem! Stai că eu acum dau seama. Insert flashbacks de la cariera cu Arsenal de la FIFA 18 cu Olivier Giroud. 20 de meciuri, 8 goluri. Și iată ce cadru aici de jos în sus, da. Către regele. Pierre-Emerick. Regele, da? Da. Mamă, e meci cu Giroud, nu pot să cred. Ce mă bucur, ce-mi place. Pepe. Nu, este Marcus nu, Rashford. Rashford. E Marcus Rashford. Rashford! Te ajută acolo, te ajută Rashford! Acolo. Rashford! După gol, nu se poate să ratezi de acolo la valoare.
Da, deci Ford eu... doar în minutul 90 se concentrează, că da, știe că e ultima lui șansă acum. Mare ratare cu Chelsea. Bună schimbare de parte. Pac! Și fuge Zaha. Mamă! Zaha, ce bun e Tierney. Ce balon Tierney. Și? Este Jadon Sancho. Orban. Orban. Ludovic! A venit Ludovic! Nu-mi vine să război, cred! Război! Nu-mi vine să cred, a venit să-l încerce să-l oprească pe Băsescu. Război! E război! Ce tare! Nu există așa ceva! O carieră politică! Sau... Gabriela. Gabriel? A, e gol și... Olivier Giroud, fraților, ne dă gol. Dăm și la controlul. Deci omul nostru, cum să trădeze așa, se și bucură. Măcar de făcea o de-aia cu... Bă, oricum mereu se bucură că e un... Bă, băieți, nu se, cu drept a dat. Dăm și la controlul. Iată-l, cu banderola de capitan, a ajuns capitan la Chelsea, Olivier Giroud. Ăsta e, mă. Nicola! Hands! E penalti! Hands acolo, hands, uriaș! Hands. Da, ai n-ai văzut cum a dat? Ai luat drumul la hands. Da. Este! Este! Da, doamne, ce mână! Ia spar ceasul! Dar de ce nu arată reluare și l-arată pe el? E cam... E de busolat. E stupefiat, așa știi, zici că ai intrat boala în el. Ia! FIFA 20. Ne place FIFA 20. E surescitat. E senzațional jocul ăsta. Nu, las-o așa. Bravo, frate. Bravo, frate, a plecat. E posedat, frate. Pleacă acasă el acum. Deci eu plec acasă. Eu nu mai joc. A blocat. Da. Iată, uite cum îl lovește mână, frate. Nu se poate așa ceva. Uite-te la el. Aoleu! Cum se dă așa, nea, mă? Da, mă, a crezut că e la basket, mă. Băi, a crezut că deci nu ai cum să dai așa, nea. Bat eu. Da. O să bată... Nicola Pepe. El a obținut. Nicola Pepe. Nicola Pepe. Nicola Pepe. Nicola, Nicola, Nicola Pepe. The badge. Uite unde se duce. Uite-l pe Nicola Pepe. Nicola Pepe. Nicola Pepe. Nicola Pepe. Ăsta e. Ăsta. Arsenal. Ăsta. 1-1 până acum. No. No, no, no. Nu. Nu, e jucătorul nostru ăsta. Ia los. Uite-l cum face. Trage timp pentru noi. Era vorbit asta. Și e tirul. Fii atent că Tini se duce, îți dau și mă duc cu el și facem un 2. Vino cu aici la un 2. Știu că. Ca Roberto Carlos. Foarte bine, Alfonso Davis. Te ajută, Alfonso Bamean, Davis. Te ajută mai multă lume. Alfonso Davis. Nu se poate, mă. Kepa a scos ceva asta? Kepa. Wow. Kepa. Offside, nu. A, nu. E Nicola. Pepe. E Nicola. Pepe. Pepe. Bun de tot. Sancho! Mamă! Jadon Sancho. Gol. Pam. Ce gol Jadon Sancho. Cu stângul. Zici că a fost Messi. Mamă. Cu stângul Jadon Sancho. Pasa de gol al Nicola Pepe. Nicola Pepe, ia uite-l cum trimite. Uite, mamă ce frumos ce a făcut și direct. Bam, a știut. Pasa lui Kanté credea că o ia. Dar Pepe are traiectoria aia, pac. Uite-l, frate. Ia vezi. Messi. Bam. Messi. Ce gol Jadon Sancho. Da. Da. O. Rashford rupe poarta. Torpilă. Oho. Și? Ce frumos. Ce frumos. Uite, bam. Joga bonito. Direct. Nu știu un pic. Giroud. Jos, pleacă de aici. Stai să savurăm acest moment. Scăpăm pe contrată. Imediat scăpăm. Scăpăm pe contrată. Stai că nu e momentul acum. Fii atent. Ia. Fii atent. La minge, da? Se vadă clar. Deci în primul rând trece prin el, că așa se întâmplă la FIFA. În realitate așa. Uite, exact prin picior și picior a sărit în sus cumva și apoi l-a lovit în mână, dar nu l-a lovit. În zion, dar nu prea e. Da, nu, deci nu. Este o traiectorie normală a balonului. Da. O traiectorie normală a balonului. Puteți vedea, nu știu cum a sărit, că n-a sărit. Din mână. Și apoi... La minge, se la vede. Minge și apoi... Da, și apoi... Stai. Și apoi... Da.
Wow, 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 wow. Mamă, ce cotonogi. Băi, nebunit. Uitați-i piciorul. Cum îi face piciorul, fii atent. Mamă. Și apoi efectiv zice: cum nu-mi dai? Mă! Doamne! Mă, băieți, mă! Ce înseamnă asta? Ce ne pa posible! Chis că se sa! Chis că se sa! Furie, furie! Florinel Coman, Florinel Coman, ale! Nicola? Noi! Și! Oh! Oh! Opa mea! Lo. Dacă nu era Orban în spate... Are ca o răgeacă pentru, pentru coadă, știi? Să iasă la aer. Ce pasă, Pepe? Ce pasă, Nicola Pepe? Nicola Pepe, las... Doamne, Rashford. Ce ratangiu. Hai, mai așa, mai. Nu vine să cred ce pasă. A ieșit. Gata. Gata. Eu mă în centru. Te-am văzut. Cum să n-am viziune? Cum ce să nu văd? Simplu. Era acolo de regie. Regie. Triunghiul s-a făcut acolo. Pasa extraordinară, filtrantă. Ba, printre da, jucătorii celor da. De la Chelsea, Aubameyang. Liber ca pasărea cerului. Gol. O formalitate pentru Pierre-Emerick Aubameyang. Care bagă latul în ea. Și îl învinge pe Kepa Arrizabalaga. Și ghetele magice ale lui Pierre-Emerick Aubameyang, prin care se zvonește că trece mingea. Că trece mingea, că... Ia uite! Oh, da. Că trece prin minge, este cu superputerile. De fapt, ce nu înțelegi tu, el și-a făcut stop cu celălalt picior înainte să tragă. Știe el. Da. Și-a dezactivat piciorul din... Doamne, ferește! Eu zic că, opa, opa, pleacă Jadon Sancho, Jadon Sancho, tot el, Aubameyang. Oprește, pasa la Aubameyang, Coman în centru, este Florinel. Doamne, Coman, Rashford, Marcus Rashford, către 5-1 Rabona și Manita, golazo! Manita, pac, 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 pac. Rabona, da? Ca să știți da. Unde jucăm, la ce nivel. La ce? Eu uite-l pe ăla cum face cu mine. Da, deci un match incredibil. Pac. Le-am arătat ce înseamnă. Uite, asta l-am învățat, am auzit că pe Rashford l-a învățat chiar Băsescu. Băse, fii atent, știi execuția asta? Pe asta o făcea Zidane. Știi execuția asta. 11 puncte acum. Da. Se răstrâng punctele. Wolves e pe 4, a urcat. Și United jucăm cu United acum. Ne-am dat seama acum că am jucat la 6 minute repriza. Primul meci, ne-am jucat la 4 minute în scadea. Am schimbat acum, ca să știți, poate observați că se mișcă mai repede timpul. Trece mai repede timpul. Jucăm acum iar pe Emirates. Nicola, Nicola Pepe, Nicola Pepe, Nicola Pepe. Și aici Daniel James. Băi, bun. Ascultă la mine. E super jucător. Mi-a demonstrat acest lucru în care era cu Astra Giurgiu. N-a fost vina lui, mă. El s-a accentat și n-a putut să... Corect. Cine e acum în peluză? Da, e în right. E în right. Mamă. Și ăsta e tricoul din 92 pe care se bazează tricoul ăsta. Tare. Da. Ce tare asta. Aflăm lucruri noi, doar aici, mamă, ce cadru. Wow. Ce frumos. Vezi ce joc? Cel mai înalt nivel. Paul Pogba, uite, e freză. Cel mai înalt nivel. Scanată. Cine e atacantul ăla central? Pare a fi Lukaku, sincer. Chiar pare a fi Lukaku. Nu e Lukaku, sincer. Știu, dar e mare și e... E Marega, mă. Marega, mă. Că a jucat și dată, când a dat și gol, cred. Poftim. Na, Marega. Poftim. N-ați auzit de Marega? Poftim. Marega, uite. Cine-i Romelu Lukaku pe lângă el? Poftim. Nu, dar tu ai văzut ce preluare și-a... Mai tare ca Ronaldo. Fii atent, fii atent. Bam, bam. Pac. Era plasat, el știa din prima. Musa Marega. El aștepta să vină mingea fix acolo, că știa unde vine. Da, un alt meci în care ne luăm gol prima oară și să sperăm că ca în celelalte meciuri o să și câștigăm la final.
Mamă, Marega. Deci e ceva cu el, n-ai cum. Așa ceva? Ia, uite-l cum. Trimite în primul rând. Se vede că nu-i Presnel. Da. Aubameyang. Goal, nu. Sancho, Aubameyang. Sancho! Sancho! Gol! Sancho, gol, 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 gol. Sancho. Gol. Omul care are interzis la United. Da. Pe care United nu poate să le ai niciodată. Marchează pentru Arsenal în acest meci. 2-1 și cercăm remontada. Bineînțeles, cu o schimbare tehnică, o tactică de mare vergură înainte să se trebuie prima repriză, da. Pentru că așa se face. Iese Socrates. David Luiz intră. Da, da, și defensiv. Va intra Kimpembe. Kimpembe în locul lui Guendouzi. Da, jucăm cu David Luiz mijlocaș la închidere. Cotă pentru David Luiz gol în repriza a doua, cotă 1.10. 1.10 e incredibil. Mi-aș paria casa. Nimic. A, dă pe poartă. Atenție, atenție mare. Bravo. Bruno e un veritabil executant. O, oh, și cine intră? Igalo? Ole. Ole. A intrat Marțial. Ole. Ole, da. Ole Gunnar Solskjaer. Era o problemă și Marega era. Da, da, da. Marcatura două goluri, dintre care unul care a spulberat efectiv defensiva. Da. Ah. Ne face meciul ușor. Nicola. Ăsta e. Nicola. Și Sancho ăsta. Sancho. Sancho. Nu mai poate Sancho, incredibil. Ți-o dau la Nicola. Și vin cu Reșpul. Așa. Cum am ian? Așa. Na, Maguire. Harry Maguire, Big Head Maguire. Opa. Vin cu Luiz, vin cu Luiz. David Luiz. Na, s-a vrut, s-a vrut. Rashford protejează Nicola. Nicola Pepe. E multă lume în careu. Te ajută multă lume. Nicola Pepe scoate. Mamă, mamă, deci e ca Messi pe acolo. N-are, n-ai, da. n-ai antidot. N-ai antidot pentru Pepe. Toată lumea așa că, dar uite și control are. E total uite diferit. Cum a trecut. O centrez la Presnel. Presnel! Mamă, cum era să o dea cu capul. Da. Ah, vreau măcar 3 puncte. Minim. Opa. Cu cap. Zaha rămâne. Asta e. Asta e. Sancho! Penalti, mă! Penalti, da, mă! Păi nu-ți face așa ceva, mă! Nu faci. N-ai cum, n-ai cum să faci așa ceva! Rușine! Ce vrei să-l omori? Ce vrei să-i faci? Să-ți fie rușine, Bai. Pepe, nici n-a mișcat de ea. Știa că n-are șansă. Nu a mișcat de ea. Știa că n-are șansă. E un foarte bun executant de penalti. Da, el. Nicola Pepe. Sancho e mort. Sancho se bate. Reușește să țină cumva de minge. Zaha. Wilfried Zaha. Aubameyang! Golul, golul dorit. Aubameyang! 3-2. Și sare, face saltul ăla lui. Saltul ăla. Mamă, ce fază aici, Zaha cu pasa de gol, ce bine îl găsești. Pac. Și Aubameyang, formalitate. Ce căutam mie de mele acolo. Hai să nu riscăm. Mamă, e ultimul minut, nu pot să cred. Noa. Tirni, Tirni, excepțional. Fluier de final. Excepțional. Tirni. Da, mă, Tirni. Și ne continuăm parcursul incredibil. N-am mai pierdut, am câștigat toate meciurile. Am uitat meciuri. De când am făcut egal. Am uitat. Da, uitat. Nu mai știu, deci. Nu mai știu. A, poți să faci egal la fotbal. Noul Wenger. Da. Da, rău, da, Daniel James se duce la Nicola Pepe și îl întreabă, poți să mă uite și cu mine să dribleze Giacatini și ai zis, nu. Da, nu putem. Vezi, de la James am trecut la Pepe. Da. Nu omenie. Nici cu omenie. Nici cu B. Zici că jucăm cu B-ul, cu Everton? A, e FA Cup, ok. Păi e în cupă. Ah, okay. Dă-mi cole, cupă. Nu avem timp și de cupă acum. Și sincer, la ce echipă a da, putea să putem să batem? Coman? Coman? Și? Aha. Crește moralul, știi? Da. A, s-a vândut Kolasinac. Da, avem 10 milioane. Mai vindem, eu zic să mai dăm din jucători. Hai avem prea mulți jucători. Hai să vedem ce putem să vindem. Mustafi, 12 milioane. Atletico. La revedere. Hai să cerem mai mult. Bine, cerem 15? Da, cerem. Hai să luăm maxim pe el. Maxim era 17-200. 15-16 ar fi bine. Da. Întâlnirea cel mai înalt nivel, adică. Glad you made it. Ciolo. Și bă, se e vremea să negocieze. 16 milioane. A. 16 milioane. 16, bă, ți-a luat băse direct. Bun. Băse, din respect, eu îți dau cât vrei. Dau tu băse, da.
Simulăm și acest meci acasă cu City. Nu cred că avem șanse la simulare, dar măcar încercăm cu prima echipă. 1-0. Wow, Sancho. Perfect. Batem pe City în Carabao. Mamă, deci am băgat frica în ei. Fii atent. Premier League. 11 puncte în continuare de Liverpool. Dar oricum stăm bine de top 4. Stăm la 10 puncte loc cu 5. Data viitoare. Un nou meci cu Chelsea. Da. Transfer 100%. Da. Și Europa League cu Brest. Jucăm. Nu, să simulăm, cred, toate astea. Și City. Deci cu City, da. Chelsea direct și martie, City. Da, facem așa ceva de genul ăsta. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like acolo, cam atât. Pac like! Pa, pa! Pac like!